Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vorbeam mai devreme despre ce-o fi mai periculos pentru români în țara lor, drumurile sau înșiși și românii când se urcă la volan. Dezbaterea e deschisă, concluziile încă sunt căutate, dar cu siguranță am putea face cu toții ceva mai mult pentru siguranța traficului și mai ales reprezentanții noștri de administrația publică ar putea să miște ceva în sensul ăsta. Am mai vorbit noi despre inerția autorităților în privința siguranței rutiere. E bine, uite, recent pilotul Titi Aur, unul dintre cei care a făcut poate cel mai mult în ultimele decenii pentru promovarea conducerii defensive, a declarat că Ministerul Educației și Ministerul Transporturilor sunt foarte rigide și, culmea, au refuzat cu încăpățânare până acum să introducă în programa școlară sau la școlile de șoferi elemente de siguranță a traficului. Chestiuni elementare, chiar și elementare, care ar salva multe vieți în cele din urmă. Titi Aur, în direct cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Explicați-ne un pic despre ce schimbări ar fi vorba, ce credeți că ar trebui făcut și la ce vă referiți când vorbiți despre rigiditatea acestor instituții? Păi, în primul rând, dacă facem cea mai mică comparație, România-Suedia, prima țară și ultima țară din clasamentul accidentelor din Europa, în România au murit în 2019 120 de copii, deci din cei 1800 de morți pe drumurile publice, 120 au fost copii. În Suedia, cât credeți că au murit? Nu știu. Zero, absolut zero. Deci ei au ajuns ca să fie în varianta ideală. Cum putem face asta? Sau de ce spun în primul rând că ministerele sau sistemul nostru este mult prea rigid? Pentru că de câte ori s-a mers către Ministerul Învățământului cu propuneri de la Poliția Rutieră, de la ISU, de la alte organizații care au spus haide să educăm copiii cum să meargă pe stradă, cum să nu-și dea foc la casă, cum să spele pe mâini, pentru că a trebuit să vină pandemia să învățăm toți să ne spălăm pe mâini, cum să mănânce sănătos, cum să înțeleagă viața socială, s-a refuzat cu încăpățânare spunând că programa este oricum prea încărcată și oricum nu mai e loc și dacă e să se întâmple doar în învățământul alternativ și așa mai departe. Învățăm copiii și noi am învățat la școală formule, matematică, chimie, fizică și așa mai departe. Dacă pun o întrebare, cine mai știe acum, după ce a terminat liceul, după câțiva ani sau după 10-15 ani să facă să rezolve o derivată sau o integrală, vă spun că aproape nimeni. În schimb, nu învățăm lucruri elementare. Nu învățăm cum să trăiască în siguranță. Cum să trăiască în siguranță, da, adică pentru viața socială. Și când părintele sau bunicul ia copilul de mână și trece cu el printre mașini, în loc să-l învețe, treci doar pe trecerea de pietoni, doar când e lumina verde a semaforului, dar mai ales când nu trece niciunul ca să te calce. Pentru că un șofer poate nu te-a văzut, altul poate e băut, drogat, poate i-a căzut chiar atunci pachetul de țigări, poate nu-i ține frâna. Și atunci nu treci strada și vedem atâtea faze în care pietonul dă cu capul în mașină. Fie că se uită în telefon, apropo, au apărut telefoanele mobile, nenorocire și pentru pietoni și pentru șoferi, și atunci trebuie să vină un sistem care să te învețe, să te educe. Și Ministerul Învățământului are obligația morală să facă acest lucru. Și dar cum explică? De ce? În afară, adică doar că e programa aglomerată? Programa e aglomerată și să se facă la învățământul alternativ, doar cine vrea, doar unde vrea, noi nu putem schimba, e complicat, nu putem și așa profesorii ne acuză că programa e prea încărcată, nu ne interesează, nu vrem. Vă spun sigur de câte ori au fost ISU, Poliția Rutieră, au fost respinși în diferite formule. Și la transporturi, apropo de școlile de șoferi? Vorbim de școlile de șoferi. Școlile de șoferi, și eu spun, și cu toate că sunt certat și voi fi certat în continuare de instructori și de patronii de la școlile de șoferi, nu avem școli de șoferi în România. Avem școli de luat permisul. Adică, în primul rând, clientul, cel care se duce, spune, bună ziua, vreau permis de conducere, nu spune, bună ziua, vreau să învăț să conduc. Deci vine clientul needucat, nu vrea să învețe să conducă, el vrea permis de conducere. Și atunci școala ce oferă? Acel strict minim necesar, adică dacă știi să pleci de pe loc, dacă semnalizezi și dacă mai oprești și roata la semafor sau la stop, deja ești bun de șofer. Nu se face nimic în partea tehnică și vă spune ce anume să fac ca șofer amator, nu mă interesează. Ba da, pentru că tehnica evoluează. Avem ABS, avem SP, avem controlul tracțiune, avem cauciucuri de iarnă, de vară, suspensii active și așa mai departe, mașini silențioase.
și care sunt de bine, pentru că putem circula în siguranță dacă știm ce să facem cu utilajele performante. Pentru că o mașină performantă îți dă o încredere oarbă. Tu te crezi șofer bun pentru că mașina te-a salvat pe gheață, pe mâzgă, pe piatră cubică, pe ploaie, mașina și-a făcut treaba și tu nu înțelegi cel de la volan că mașina doar te-a ajutat și tu ai exagerat. Mai mult de atât, deci asta pe de o parte. Pe altă parte, nu se face nimic din conducerea defensivă. De la cum să stai corect la volan, la câte secunde să te uiți în oglinzi, care e regula celor două secunde, care nu e vorba de când mă uit în oglinzi, e vorba de păstrarea distanței, care e regula fermoarului și multe alte lucruri care n-ar ajuta pe toți și nu trebuie să vină omul la cursul de conducere defensivă ca să vezi după 20 de ani sau după 30 de ani, chiar am avut cursanți care călcau ambreiajul la fiecare frânare, fără să schimbe viteza, da, pentru că așa a învățat. Și Ministerul Transporturilor de ce se opune unei actualizări a programei la școli de șoferi? E greu de modificat, e greu de schimbat și ne sar sindicatele în cap și o să zică lumea de ce interese avem și așa mai departe, deci foarte, foarte greu. Și a treia etapă este pregătirea sau programe de pregătire ulterioare, după ce ai luat permisul de conducere. Suntem singura țară din lumea civilizată în care purtătorii de girofar nu fac niciun fel de pregătire, dar ei au dreptul să se deplaseze cu viteză și e corect să salveze o vieți, să prindă hoți, să prindă spioni, să fiecare cu misiunea lui, dar nu învață nimic suplimentar. Iar în toate meserile din lume se face protecția muncii, și strungarul, și frezorul, și electricianul, doar în condusul mașinii nu se mai face nimic niciodată și atunci ne mirăm și ne uităm cum scade drogul de sare în fiecare zi peste copii, apropo de povestea în care se uitau femeile la drogul de sare, dar nu făceau nimic. Așa facem noi, cade drogul de sare în fiecare zi, dar autoritățile noastre refuză pur și simplu ca să se intereseze de acest subiect. Mulțumim foarte mult, a fost în direct la deșteptarea pilotul Titi Aur. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.